Probabil cu toții îl știți pe Blondu. Probabil cu toții știți că a ajuns de la BMX la Ferrari. Și probabil cu toții știți că e viața mea. Dar, probabil nu știți ce s-a întâmplat pe live. Oh, am dat în radar să moară. Și anume, că am făcut-o de sânge. Am pus ochiul dracului înaintea Blondului. Pune gol să dați mașina, spun că ți-i completez eu. Donați că poate. Bă! 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 Ca orice om, drag pentru familia mea. Oh, am dat în radar să moară. Ma. Alo, da? Da? Tu le-ai arătat pe live ce mașină mi-am luat? Nu. Bă, tu ești... Dar n-am arătat mașina, gen. Dar nu era aia, gen. Și câți bani ai primit ca donație? 400 și ceva de euro. Atâta înseamnă prietenia noastră. Atâta înseamnă prietenia noastră. 400 de euro. Ultimul 1000. Ma. Deci nu-și trăiește visul acum? Și nu are 2% viață. Tu cred că de 2 săptămâni doar că mergem la ultra. Exact. Mergem la ultra. Deci, mamă, nu mai pot. Știi ce-s foarte curios și aș vrea neapărat să văd? Un model de Ferrari special. Da. Adică, ori un F40. Nu te gândești că vezi 4.8 de fapt. Că n-au TV-aia acolo. Probabil ați văzut acolo pe la F40. Da. Și vreau să zic că ăsta e cadoul meu de tine. N-a putut să vină erare. Da. El care a plătit pentru toate. Dacă trecem și vedem pe acolo. Bă, dar mică coada, dar parcă stăm 2 ore să da, coada aia ești nebun, uite ce e acolo. Gata, da, am trecut. Ce fac, ne-a rămas astfel vasele? Outfit check. Ia vedeți. Pac. Pantalon de pijama. Aia zic. Ia vedeți, băieți. Stai bine, mă, puiul meu. Oh. Ajungi? Ajungi cu picioarele jos? Și sunt și aici, cu mulți oameni, abia pot să stau. Dar ce s-au bătut ăsta acolo? Încearcă să-ți despânzi urechile. Ia păzea. Chiar până apoi vreau să-l zic. Eu am zis că nu vreau, că era tot la mea. Mamă! 3 cm de scoarță jos. Aolo, mă dor. Zic că nu e rău. Nu prea te strâng. Am aterizat la Varșovia, tata, merge să bag un mec în ăsta. Mai pot. E fiert. Merge. Da, liniște. Mamă, vezi castanierea? Vreau de aia cu ou. Nu cu carne, doar cu ou. Doar cu ou? Ou și bacon? Nu, doar cu ou, nu există. Petruț. Da, asta așa. I-am 3. Hai că până ne hotărâm dacă și avionul ajunge. Vezi baie ce au ăștia aici în aeroport? Cu duș. Bă, sunteți nebuni? Hai, noroc. Mă bag și am duș. Ne auzim. Bă. Dă-i pe bancă, ce să dau? Apa. Ah, gata șeful meu. Ia vezi, ăsta cu ou, mi-am luat 3. Cartofei, frumos, perci. Vă dați seama că ați ținut minte de atunci? Care ți-a plăcut să-ți iei acum? Da. Ai mai mâncat la mine de atunci? Nu. Că ai hop. Nu am mâncat. De atunci, de ieri. Auzi, unde stăm aici cu pilot și noi? Nici că noi conducem. De ce? Dacă te uiți, eu pot să-l ating tu, pilot. De atingi eu pe două. Dacă întind mâna, închid ușa. Da, uite ce am aici. Două recompense că am fost băieți cu mine. Stai să tragem perdeaua, că nu stăm, na, cu toată lumea. A, că am tras-o de toți banii. Dacă iar vorbim cum am vorbit de celălalt, îi nenorocim pe ăștia. Am bârfit toată planeta. Ce ar merge un IRL live stream acum? Na, de unde simți tu, puiule? Ai, că mi-a luat tot ce avea pe el. Așa. Nu cred. Am și cu cioco. Bă, primul zbor a fost mișto rău, tot zici că am fost așa la o cafea. Al doilea zbor, locuri la business la al doilea zbor, dar am... Ne-a dat timp bine? E bine. Mamă, vreau să merg acolo odată la Ultrace. Deci începem frumos așa. Primele mașini pe care le vedem. Rolls? Ăsta, Rolls. L-ai văzut? R6 nu. Am văzut un Taycan. Iar da, mă, cum aș fi Taycan. Na! Coi, dar vezi că nu e vechi. E mult. Da, mă. Phantom-ul. Phantom-ul nu-l vezi.
Mercedes are același volan. Coai, cât de mare ești, prost. Uite cât e. Bă, bro. E 500.000? Da. Stai doar GT, stai ca nu. Am banus rotator. Uite câta botoare ești, nebun. De ce film ai fost, frate? Nu te stai și mai am putut și adorb botoare. Bă, cu stai tot meu. 10 minute pe tot apriu. Deci e al treilea Uber pe care ne alunează. Bă, era unul fix aici, sau așa mi se părea mie. Aici era. Păi, ești, nu știu, vine să te iau în serios cu noi ochelari ăștia. Îl vedeam pe jepatul ăsta, că stă și se concentrează rău pe telefon acolo, nu nimerea locația. Și zicea că nu-i merge netul. Păi nu merge cu aia. Și i-am zis, să-mi iei locația, că bag eu pe telefon Bolt. Și se uită la mine și face, bă, de zi, să-l trage pe el. Asta nu-l zic. Și zic, dă mie că bag eu la care stau. Păi mă nebune, cred că e 2 milioane. Păi deja a spart-o vreo 37 de euro pe 3 sandwich-uri la mea. Bă, dar e 2 milioane. Bă, fii atent, vreau să spun niște întrebări. Deci intri la pușcărie, da? Teoretic, sau nu? Teoretic vorbind. Și acolo când intri în celulă, ăia trebuie să... Ne poți să le spui ce? Nu, ascultă-mă. Aia o să trăiască să te lege și să-ți dea la m***** și ai de ales. Ascultă-mă. Să mă legeți că vreau nu, te leagă oricum, nene. Dar ai de ales. Ori amândouă. Iei 10 m***** să spargă cerul gurii în tine. Așa. Ori te f***** cerul gurii în tine, gen. Să ți-l învinețească. Așa. Ori te f***** ori de 4 ori, dar nu hard. Ți-l bagă, gen. Intră. Te f***** dar normal. Să plec după aia. Ai, înțeleg. Ce câștig eu de aici, în afară de... Nimic, că te intri la pușcărie, n-ai de ales. Ce alegi? O bafie. Eu... N-ai cum să te bați. Ce sunt ce? 4 pe tine. N-ai cum să te bați, n-ai cum. Nu, ai de ales. Știi vorba, ajungi un câine și un pâine, mâine acasă, mâine pe mine. Ca bărbat, eu zic că mai e alea pe șoala. Se pute f***uri, nu merge. Da. Băi, dai uite ce. Ia uite, hematom Andrei. Dar, de exemplu, ăia îți dau la m***. Deci tu nu înțelegi, eu dacă îl pierd pe băiatul ăsta cu Uber-ul, eu te omor aici. Ascultă-mă, ăia îți dau la m***. Dar nu pot să-ți ofer tu ce faci? Mea. Tu ce faci? Îl muși pe ăla de p*** să te bată aia să te omoare? Sau îi suși p***? Bine. Dar după aia, dacă te mai ia încă o dată, că i-a plăcut. I-am prins așa. Dacă ai mușcat. Și când l-am tras, nu, o retez. Am tras-o direct. Și o scot din gură și dau la altul în ochi. Okay? Ești legat. Cu ce? E cu lanțe. Nu. Te pleagă ăia, gen. Și gura deschisă. Muști? Cum îmi leagă gura deschisă? Ce-o țină ea, mai sunt încă doi. Îți explic imediat. Asta a fost discuția mea cu frizerul, cum acum s-o oră. Nu te cred. Și ai zis, dă muzica un pic, mă trec sau de salon. S-a dus pe vara mea s-a dus pe respiră. Am ajuns la hotel, tată. Radisson albastru, cum ar zice. Schimb miștoile, lemn. Când se aude așa, să știi că sună telefonul. În hâți, Ionule, Runtu, Turulescu. Vorbe să pișare debit de 5 cm cubi pe secundă. Ma, frumos, asta e toată camera, avem view. Bă, eram un Uber și era parcat așa pe stânga, arendam un R34 cu niște T37-uri. Doamne, ferește, mi-a stat inima. Și ce să face? Lasă-mă cu mașina ta de neaputere, mașina ta. Mamă, sper să nu vadă Gami, că doar cu el în pat. Vedeți băieții aici? Doamne, nu știu mai pot. Dacă pune telefonul ăsta aici așa. Deci avem așa, cartof la găleată, mânătărși de astea așa. Dar sper să nu fie picante. Bă, ăstea cred că sunt picante, nu? După roșu. Da? Uitați-vă la el. Na, uitați. Uitați-vă la el. Era să-mi pierd salariul la mobil. Ia tu, că mă doar dinții de la miros. Nu, dar mi-e miros odată. Colomă de flacără. M-a luat care. Deci aveți gaz și o să vii. Auzi, mă, trebuie să lăsăm ușa deschisă la cap. Nu uitați
filmezi. Am găsit tricou nou nouț în șifonier. Coi, al tău, putem pula mea, scrie lei aici, primul. Păi ești ratat, scrie în toate. Da, mai puțin în poloneză. Ce trebuie, mă, ești nebun. Păi ești nebun, ia vezi, îți vine? Sau îl iei tu, îți vine? Mamă, e cadou? Nu, aia că te întinzi de nu, da, e singur, e tot că e pregătit, e cu etichetă. Păi și nu avem frigideră, cred că umplem chiuveta aia cu niște apă rece. Au, niște gheață, dacă... Uite, mă, dracu, frigiderul aici. Aaa, bravo. Eu uite cou, dracu. Să le lăsăm aici, mă, mare. Mare, care are soft close. Uite ce scrie minibar. Dar știu, dar mai rău. Dar nu e minibar. Că am făcut niște români în cameră. Cațești, mă. Mamă, ce mă sumă. Dar nu, nu, tu nu înțelegi. Aia lăsă urmă. Eu nu mă sumă, cac. Mă o să făt. A doua zi, băieți, am plecat spre Ultrei, să vedem ce începuniți în față. Bă, dă-te, băieți. Dar aici am văzut că e visul meu să fie așa orașul nostru. Deci este unde mergi? Aici chiar zici că suntem în semnul de GTA. Pă bune, toate sunt trântite, coborâte, perfecte. Ia vedeți, băieți, am ajuns aici. Mamă, uitați-vă ce coadă e și ne-am venit acolo de pe pod. Și de pe pod, toamne, deci e un, ori în galardă, ori ceva, Murcielago. Cu niște jante trântite, deci nu mai pot vreodată să intru. Vără mea e pierdut aici, e nervos că n-are ochelari și n-are SPF, auzi. Because I got here and I can only get inside with the media bracelet, but we only have one, not two. Business, business. Hai băi, să vedem dacă rezolvăm. Deci băieți, nu știu cum să zic, dar s-a intrat mai repede cum se aștepta. Cât e ceas, arată ceas. Da. Hai să stați așa, că mă urc înainte. Mă să fac rost de brățară de aia de media încă una. Și eram acolo la poartă și facea cap here, cap here. Dar nu știu de ce. Doamne, uite cum arată în patrona. Nu uite cum are asta ca la pista. Ăla e M3, F80 ceva. Uite-l pe ăsta cum arată. Doamne, ce-mi plac stopurile astea. Cum poți să faci stopurile așa? Se numesc clear headlights. Cum de ce, mă? Le cumperi cu totul. Dar sunt n-ai voie să le pui la noi. Mamă, bă, uite cum arată. Deci, uite-l pe ăsta ce jante are, ești nebun. Și aici, auzi, aici nu e niciuna care arată așa și e diesel. Deci îmi vine efectiv să filmez în continuu, uitați-vă ce e aici. Da, dar ăsta are 20.000 doar pe bară de carbon, doar, în carbon. Da, e, no, de cum arată? Ba nu, cred că 10.000. Dar jantele mi se par weak. Mamă, bă, băiatule. Bă, dar nu-mi vine să oprești filmarea, gen. Bă, nu prea să fac fan wide-uri, dar ăsta e frumos. De cum arată mașina asta, ești nebun? Doamne, ferește! Uite, deci e stânga ta, ești nebun? Mașina asta e 400.000. Na, băieți, mie. Deci zici că îmi trăiesc visul în copilărie, sunteți nebuni? Ia uite capotă, gogule. Na, e în 4. Mamă, bă, vezi capota, dă-te dreptul. Uite cât de frumos e lipul ăsta, n-am văzut lip mai frumos. În sfârșit, numai e Maxton. Scuze. Băi, ești nebun. Deci ești așa chill. Doamne, cum arată. Băi, e una lângă alta. Nu înțelegi? What the fuck? Na, jante. Doamne, uite cum e culoarea. Ăsta e Midnight Purple, de fapt. Ireal. Cum merge asta pusă lată așa să scrie? Deci mi se pare ireal. Aici sunt suprele cum sunt la noi. E90-urile. Bă, uite-te că e nou tot, ești nebun. Bine, e făcut nou. Îți dai seama. Bine, dar vezi că s-ar putea una din astea să aibă gen 20 de kilometri. Doamne, ferește, cum arată ăsta. Mi se pare cea mai frumoasă mașină M3 ăsta. Ia ziceți băieți acolo în comentarii. Trecem pe un M3 de ăsta? Doamne, băi, e cea mai frumoasă mașină. Păi, nu-mi place neam când sunt lăsat de jos. Efectiv, nu are sens. Cum adică nu are sens? Tu vrei să ne batem aici? Băi, dar mă enervezi în p***a. Nu știu, îți pare țărănime. Doamne, adică toți ăștia sunt țărăni. Ia vedeți băieți. S-a terminat aici. Nici pe 997 n-arată bine. Bă, cum adică cum poți să... Doamne, ferește. Cum e? Deci eu n-am văzut mașină. Bă! Tu nu vezi? Ăsta cred că are 2000 de cai. Mamă. Ia uite jante! Ia uite jante! Băi, du-te, dar uite roți! Coaie, tu vezi câte roata? Păi la 2000 cât o avea. Ia vine, o să vezi ca asta, capotă. A, e de la... Fibră forjată. Diferiți, da. Uite și ăsta are așa... Dar stai că... Diferite. La jante, da. S-a luat pe Montri. Mamă, cum e S-ul ăsta. Da, mă. Dar tot așa, nu e nici ăsta, nu e lung, ca Lugane. Mamă, dar cum arată ăsta?
Băi, ești nebun. Asta de ce nu-i pus pe perne? De ce? Mamă, ce cum se arată? Băi, ești nebun. Mamă, are tot pachetul carbon este, din fabrică. Este ireal cum arată mașina asta. Ia vezi. Ce dracu e asta, mă? Na, Doamne, perfect. Doamne, cum arată. Să stărească, să stăpâne sănătos. Nu știu cine e, dar... Felicitări. Na, băieți. Uitați aici, W. Și vedeți care, vedeți ce fac pernele? Are un lip de la Maxton. Ireal. Am căutat acum până, dar nu cred că e real. Și că ar fi vreo 20 de milioane. Bă, mi se pare ireal ce e aici. La mașină. Asta zic. Merge și asta pusă un pic pe asfalt, așa. Să scrie un pic pe asfalt, ar merge, băieți. Așa te să arate un M2. Și nu cred că e M. Manual, frumos. Ia uite. Uite la bot. Doamne, doamne, uite cum arată. Altceva, mă, tată, și manual și... Deci asta e următoarea noastră mașină, băieți. Pare că altă mai bine, Săruș. Ia vezi ce e acolo. Ia vedeți, băieți. Ia vedeți, băieți, mașină de... Asta e legit stand-up Porsche. Da. Chiar seamănă culoarea. Asta e cea mai frumoasă mașină de aici. Vai de capul meu. Bă, uite cum arată. Uite cum arată. Vai de capul meu. Deci asta a intrat în toate cadrele mele. Sunt curios dacă e vopsea. Dar asta cred că e vopsea, mă. Nice. Și vezi că e M2 cu cât scaune de carbon. Ia să vedem, băieți, aici. Bă, dar nu mi se pare așa foc. A, ba da, cu... Uite, finisaj. Bă, ești nebun. Bă, n-are o imperfecțiune. Păi și aici, înăuntru, de ce e plastic? Cum adică? De ce nu se mai vede carbonul înăuntru? E doar să-i răpune. Ce? Și unde se termină? Ce ai cu aia? E plastic? E de la... carbon deep, cred. Nu e, mă. Tu zici că e hidrotransfer? Da. Uite, cam ceva de genul e la Ferrari. Nu, asta are... ca la tastatura, alte de-alea. Da, cu e carbon? Asta e pentru Gabi. Asta cred că e lucrat lui Gabi. Ăla, da, nu, lui Edi. Lui, da, lui Edi. Ia uite tips. Ia uite ce tips are ăsta. Ce tare. Deci, băieți, blondul acelat s-a dus să stea jos pe asta la cap vertical, nu mai poate. Și am intrat aici la drift. Sunt căleșin. Dar merită, băieți, fac tot efortul pentru voi. Ia vedeți ce e aici. Deci astea sunt primele. Ia uite ce e acolo, dar vreau mai repede, s-au drifturile astea rău. Dovada vie. În maxim un an sau doi, o să aveți cea mai șmecheră mașină de România. Și nu mă refer cea mai scumpă. Da. Deci vreau să-mi iau un 350 de ăsta, să rupe România cu el. Deci deja vreau să văd videoclipul ăla cu 350Z ilegal scos lat pe stradă. Vă dați seama să punem... Dă-te, mea. Tremur tot, efectiv. Tocmai am făcut poză cu Adam LZ, dă-te, mea, nu pot să cred. Uite poza aici, gen, o aveți pe story la mine, la mine pe Insta. Poză cu Adam, ești prost? Ieți, uitați-vă la supra asta. Dar de unde au atâția bani, bă, frate? Deci zici că e... au hack, au ceva, zici că e gratis. Mama, cum e asta? Prima oară în viața mea când văd un Lamborghini Gallardo. Băi, dar tu vezi cum e? Dar ăstea sunt tot T37 ori? A, orice. Astea sunt... e brandul ăla, ți-l-am arătat eu pe alea de voiam să te cumpăr. A murit telefonul fix când am vrut să vă zic atunci. Suntem fresh, spălați. Asta e ultimul tricou, ultima cumașă pe care o am. Și avem aici bolidul... bolidele, bolidurile... Au teletat. Mergi și că ai venit călare pe căl. Ce-am oprit aici cu trăcinetele? Vreau niște gogoși. Ne-am luat amândoi. Mi-am luat așa cu rechin. Și așa la cu șarc. Pare că nu mănânci nimic. Ia, era telefonul. Bombă. L-ai așteptat 2 zile omul după asta. Da, am cu pe jos dacă nu-ți place. Mă, cum a zis ăla. Eu așa mi-a luat. Dau cu ăstea pe ceapă. Zic că n-ai 3 dinți.
Pune mai ciocolată albă. Nu mai e pe undeva. Vreau să le uite, să guste. Mare mea, vină un gol. Și care e kilo stanga pe spate. Dar pare că nu-i nimeni pe bancă, așa te filmezi. Ia, te filmezi. Da? Ce bine că... Ce bine că m-am abținut din a bea acel shake ca să mănânc cu tine, gogoașă. Apa, la frumoasă. Mamă, nu pot să filmez cu Cavaș. Napov. Napov. N-am cum să pun sună, gen. Oh. Ia, fă un tel cu ăsta. A, cred că tot ai p***a mic, oricum de n-am tăit. Și trebuie să facem unboxing la chiloti. Dar nu te-aș face unboxing-ul ăsta cu tricou. Și chiștoriană. Oh! Nici n-am realizat. Mi-am dat jos că vreau să mă spun cac. Și n-am altul. Te-ai lăsat, ți-ai lăsat luat de val. Păi da, dar nu poți să-i arăți pe YouTube, le dai poză pe Insta. Să-ți dea follow. Bă, vezi că aici am să la zbâr, aici le arătăm tata. E pe lateral. E pe picior. Și uite, ne-ai zis băieții. E scandal drumul la nocturnă. Asta, da, pune-o aici ca să fie, așa. Și le-am zis că vrem de la twin, să nu stăm dracu amândoi în același pat și uite twin ce ne-a dat. Păi da, stai. Deci că telefonul nu pică în coi. Sunt două separate, dar le cere femoar. Aha. M-am pus în chiloți. Și aici, băieți, fiți atenți, schemă. E tricoul meu, dar a dat peste cap. Am transpirat în el și a dat peste cap, să-i risească și mai e proaspăt. Nu s-a gândit să-și am pula două tricouri. Pardon. Poți să mă cacă, mă pute. Am ratat, vrei să mergem cu trotineta acum, sunt 7 km până acolo. Ieri am luat trotineta. De fapt, cred că v-am arătat. Am luat trotineta de acolo până aici și a fost genial. Cred că sunt 40 de grade, fără să exagerez. Tot în față, da, chiar sunt 40 de grade, cred. 32 arată la umbră, da. Mamă, dar sunt ultimele. Tare suspensie. De-aia am vrut-o pe asta. Mamă, ce tigaie de trotinetă. Bă, dar numai la soare putea să o lase, mă. Trebuie să opresc să iau trotineta și ne vedem. Ce faci? Mă, uite, vezi că cred că vreau să oprim până la mall. Păi? Mă, cac rău. Hai că oprim la ăla de la cu HR. Dar hai, merg, că mai pot. Dacă ai scos la baie, dar am ajuns un pic în clopă în bunda. Vezi că suntem în bazar. Sincer. Dar și atât de vreau să-mi stea. Da, dar aici parcă e mai rău. Ia, băieți, că am revenit aici la drift și vreau să văd cum se dă. Da, băieți. Doamne, cum arată. Păi, fi luat ăsta un TikTok și efectiv a venit șafăr aici și n-am apucat să-l prind. I-a dat în gură cu GTR-ul, i-a dat 10 minute în gură și nu știam ce se poate auzi așa. Și ce a făcut nebunul? A venit aici la poartă, le-a zis ăsta să îi bage mașina înăuntru. N-au vrut, a întors mașina cu spatele. Acum nu știu. A întors spatele aici cu mașina și a dat 10 minute în gură. Acum se termină evenimentul, uite, am putut să plece mașinile. Și eu nu pot să mă las până nu găsesc pe șapă. Nu pot. Și am eu o presimțire că ar fi la intrare. Ăsta are Ferrari acasă și nu am văzut bine cu mașina, că nu-i place să stea mașină. Dar eu nu mă las până nu găsesc pe șapă. Deci vreau măcar, nu știu, să... I-am văzut doar bara din spate de la mașină și după aia am realizat cine e. Pentru că înainte v-am lăsat, vă las și video aici cum se făcea. Am auzit 10 minute în timp ce filmam. Niște bubuieli rău de tot gen, nu s-au auzit, n-am auzit niciodată așa ceva. Vreau cu trotineta. Vrem la mall să mâncăm, mai avem 3 ore până decolează avionul. Și mergem de 1,5 km după trotineta care ne arată că are 10 km range. Pentru că au fost toate luate de la ieșire, a plecat toată lumea. Păi, dar cum am ajuns noi în Polonia, în pădure? Dacă tot am venit... Ce zici? N-ar fi rău aici un Google, știu că așa. O ventuză, zbârule. Să te conectezi un pic cu SB.
Zi, mă, ne conectăm un pic cu SB așa. HDMI. Bă, cum are că-ți e trotineta aici, ești prost? Ma. Și ne mergem doi pe trotineta, pe rădăcinile astea. Deci, fii atent că asta e capcană, dar nu ne așteaptă unii aici. Dar tu ce cum te vezi cu ghiozdanul în spate așa și că mergem pe munte? Aici e trotineta, să mor tu. Și cum crezi că mergem noi pe trotineta pe aici? Amândoi. Nu. Îmi bă, hai afară. Nu cred. Nu există. Nu mai pot, mă mănâncă și de p***a ăla. Uite cum am ieșit. Dă-i mai în față că vreau să iau trotineta. De ce alerg într-o pădure în Polonia? Deci, efectiv, după o oră pe unde ne-am pierdut pădure, că n-am mai luat-o pe acolo, a zis să luăm pe alt drum. Am ajuns, deci nu mai pot să rup. Am ajuns la trotineta pe care am rezervat-o. Deci luăm trotinetele astea și mergem la mall să mâncăm și direct la aeroport, că mai avem timp. Real. Odată bă, rataților. După mâncă și răsplată. Mamă, dar mai vin 2-3 vecini sau ce? Eu uite cât am luat să mă are aia. Aici? Și asta e coada la care trebuie să stăm. Nu, că mor, gen. Nu există așa ceva. Scăpat, deci treia la 10 și 11. La porțile 10 și 11. Și asta e la 10 pentru Antalya și asta e, de fapt. Am venit aici. Dar mă, cuzele, să vedeți în piața mea. Ne-am încât în avion și ne avem... Avem aici locuri de astea business. Asta se vede în Rolls, bărule. Ia vezi masajul de constat ăsta. S-a luat zborul. L-am pierdut noi. L-am pierdut noi. Tot el ați avers. Ia aici. Am pierdut avionul pe bune. Da. Mai și plouă. Luăm autobuz. Eu cred că, Doamne, să-ți trăim azi. Dar nu plouă așa rău. Bravo. E bine că nu plouă rău. Mamă, hai de pula mea. Deci chiar am pierdut zborul. Nu văd care e primul. Budapest. Deci cred că o să iasă pe bune un vlog prea amuzant. Deci mai închiluți. Am făcut rechinașul ăsta la Maroni. Acum e rechin de apă seara. Mamă, și e ultima poartă. Dă-te bun aici. Reveni în avion dacă îl vezi. Zborule. Nu mai pot. Zborule, ești cartofi. Am prins. Hai la vrumă, coa. Ia, stai că a dat telefonul la grav. Îl sună pe Shelly. Mă, mă curge transpirația pe mine. Noi n-am bagaj de capul, dacă ajută, da. A, băi, aveți așa? Eu am altă problemă. Eu ieri nu mai aveam kilos curaj, mi-am cumpărat doar o pereche pentru azi. Trebuie să-i dau peste cap acum. Eu mai pot pici pe mine. Primitului mei. Da. Hai să vedem ce ne zice Emilio. Ați fost interes în aeroport. Mai frate, îți vin ce ești? Aoleu! Gata, suntem bine. Am două mâini. Peste o săptămână. Auzi? Și să pice ăsta. Și să ne urcăm de să zică ploaia e prea torențială. Păi ăsta rămâne care cu să mă mi-l fac. Că-i pomit. Yes, thank you. Thank you. Yeah. Bă, întreabă dacă te-ai la falo. Da, dă-i drumul. Hai așa, Doamne ajută. Aolo. Păi stai mă, că noi suntem în față. Hai repede locurile lui. Dar l-au pus aici. Bă, mutatul ăla mă, să-mi dea și mie o pusă de aia. Ne-am urcat în avion, dar ne-am pierdut locurile, le aveam pe alea de la business. It should go under the seat. Well, I should go on my seat. Yeah, it's small one. It's small one. I saw your boarding pass. The boarding pass you showed me was 7E and F. That's what they changed at the gate, so this is your seat number for now. Okay, yeah, you can always write a complaint. Pe că am stat o oră pe scaune normale și de fapt ele noastre erau libere, ne așteptau. Hai să vedem. Am avut tot 7. Și unde like sugo.